Salutare și bun venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să începem cu chesturile. Avem aici un silver chest cu rachetă Giant Snowball și gold, bineînțeles. În tier avem două crown chesturi, în care avem, hai să vedem, 1000 ceva de gold, două gemuri, Royal Fox, Bomber Tower, Royal Recruit și un prinț pe care luăm star points și extra gold. În următorul avem din nou gold, avem 4 gemuri, Giant Snowball, Electro Spirit și un execuționer care de asemenea se transformă în gold și în star points. Bun, în continuare, hai să vedem la war. Ar fi trebuit să obținem deja locul întâi pentru că am trecut linia de finish. Și să vedem dacă suntem la limită sau da, reușim să luăm primul loc. Deschidem chestul în care găsim 4410 gold, avem Knight, avem Flying Machine, 15 Wallbreaker și o legendar. Hai să vedem despre ce este vorba. Avem un electro, un ice wizard. Bun. Foarte bune acei Wallbreakers. Ne uităm în clan dacă avem ceva de donat și nu avem momentan. Hai să vedem încă de câte cărți mai avem nevoie pentru a maxa acei Wallbreakers. Mai avem nevoie de mai puțin de 30. Avem și ceva, doar 3 wildcard-uri. Da, cam greu de maxat în acest episod. Până una alta, haideți să dăm drumul cu meciurile din Triple Elixir Tournament și vom juca aici, bineînțeles, cu tech-ul nostru clasic, cu Mini P.E.K.K.A, Hog, Valkyra și Tesla. Să începem cu Valkyra din spate. Punem și arcașele aici. Da, este triple elixir. Trebuie să dăm cu push rapid pe cărți, să nu pierdem elixir. Putem și hog-ul. Să dăm aici un arrows. Punem Tesla. Uite și arcașele, din păcate prindem acel... poison. Uite, Valkyra și Mini P.E.K.K.A, o să dăm aici un arrows pe turnuri, din nou arcașele și dăm un freeze aici. La reușește Mini P.E.K.K.A să-i scoată acel giant, să avem nevoie din nou de arrows aici. Da, și ieșim destul de bine din acest atac. Mini P.E.K.K.A, să punem aici Valkyra pe trupele lui și avem un avantaj considerabil, zic eu. Să trimitem aici un excelent, un arrows și avem nevoie din nou de arrows. Vedem cum scăpăm de aceste trupe, punem Valkyra acolo, bun. Trimitem Mini P.E.K.K.A, dăm aici un arrows și o să avem nevoie de freeze, bănuiesc. Ok, din nou Tesla, să punem Valkyra aici, în mijlocul lor, bun, dacă scăpăm și de Giant Skeleton, excelent. Bun, băi, un început mai mult decât bun, eu zic că vom obține victoria în acest match. Mai dăm un Eros aici, are foarte multe trupe, are trupe mici. Și norocul nostru este că avem acel arrows. Punem aici Valkyra. Trimitem arcașele. Spunem și Mini P.E.K.K.A. Și mai puțin de un minut din acest match. Tesla. Spunem și Valkyra aici. Bun. Din nou arcașele. Cred că o să ne apărăm și pe partea dreaptă, pentru că poate trimite trupe, sau poate că nu. Bun, obținem prima victorie din acest turnament. Turnament care este plin de gold, are ca reward-uri doar gold, dacă nu mă înșel, poate ceva gemuri, trebuie să vedem din nou. Deci are gold la greu și mișcă câteva gemuri
pe perioadele free. Hai să dăm drumul cu următorul meci, după care vom da un meci de 2v2, pentru că vreau să obținem și acolo victorie. Punem Tesla, să punem și arcașele aici. Excelent, punem Valkyra. Scăpăm de atac. Uităm Hawk cu mini P.E.K.K.A. și bineînțeles Freeze-ul ar trebui să ne ajute aici. Perfect, dăm și un Eros. Eros care cred că ratează din păcate și turnul. Trimitem Hawk-ul. Punem Valkyra aici cu mini P.E.K.K.A. și o să dăm un Freeze. Avem noroc la această fază, pentru că prindem cu freeze-ul chiar și acel Mega Knight venit un pic mai târziu. Punem Tesla, mini-P.E.K.K.A. din spate și din nou stăm un freeze pe trupele lui. Punem Valkyra și ar trebui să scăpăm cu bine de acest atac. Hog-ul la înaintare, punem arcașele aici, să pregătim și un Eros. Perfect, îi prindem King Tower, din păcate, n-am fost foarte atent aici. Să trimitem un mini P.E.K.K.A. Să folosim și Valkyra, aș vrea să scăpăm de acel Wizard. Și dăm un Freeze aici, excelent. Trimitem din nou Hog-ul și ne pregătim să dăm Eros, da. Ușor, ușor ne apropiem și de cea de-a doua victorie. Să punem Valkyra. Dăm și cu arcașele aici. Și vom trimite din nou Hog-ul. Bun, trimite aici un... Ok, scăpăm de mini P.E.K.K.A. Scăpăm și de Skeleton Army. Dăm aici un Eros pe care prindem toți minionii și cred că victoria este aproape obținută. Mai punem un Tesla, punem și excelent Valkyra acolo pe Wizard, dăm și un Eros și reușește Hog-ul oare să dea lovitura de grație? Da. Îi doborăm turnul și victoria este aproape obținută. Un singur lucru mai facem aici, freeze cu Valkyra și ar trebui să obținem cea de-a doua victorie, de fapt, din acest turnament. Bun. Luăm și cele 10 gemuri. Și mai departe, aș vrea să continuăm cu un match de, cu un match de 1v1 în arenă. Avem nevoie de o victorie aici. Următorul chest este un Magical Chest pe care îl vom deschide cu acea cheie. Trimitem mini P.E.K.K.A-ul. Avem și Valkyra pregătită. O să dăm aici o rachetă pe Executioner. Să dăm un Freeze. Da, rămâne în viață mini P.E.K.K.A. Și cred că am dat un pic de avantaj pe elixir la cum am pus trupele. S-ar putea să aibă 2 sau chiar 3 puncte de elixir în față. Și ne lasă Valkyra pe turn, nu mă așteptam. Bun, reușim să-i dăm o grămadă de damage și trebuie să rămânem precauți până la finalul meciului, pentru că victoria este destul de aproape. Uite și Hog-ul aici. Ok, reușim să spargem acel Skeleton Army în două și astfel putem să punem mini P.E.K.K.A-ul fără probleme aici cu acel execuționer și cu Valkyra.
Tatum și de Gavin Dartz. Și trebuie cumva să reluăm atacul pe partea stângă. Două rachete nu sunt suficiente, dar vom vedea cum reușim să-i doborâm turnul. Nu va fi foarte greu, dar trebuie să rămânem până la final cu turnurile în viață. Trimitem Hog-ul. Apunem schelet în armii acolo, mă aștept. Dar nici nu voi da freeze sau altceva. O să trimitem mini P.E.K.K.A. și cu Valkyra pe acel Mega Minion, pe acel Mega Knight. Scăpăm de el și stăm destul de bine în apărare momentan. O să trimitem arcașele pe centru. Ok, dăm și un Eros care vine un pic. Nu, vine la fix. Vine la fix. Trimitem aici. De fapt, punem Tesla. Scăpăm de acel Hog. Da, și reușim să-i doborăm primul tur. Luăm și 4000 de gold bonus și obținem victoria care ne aduce un magical chest, ar trebui. Și am verificat eu că urma. Bun. Și haideți să-l și deschidem folosind OK. Să vedem dacă mai găsim ceva epice. Avem 4 wildcard-uri. Giant Snowball, Arcașe, Royal Giant și Minions și Valkyra și 7 Witch. Bun. Reward-uri destul de bune. Și aș mai continua cu încă un match în arenă. Să mai deblocăm un nou chest. Ei, trimitem arcașele pe centru. Valkyra, am intuit greșit acolo. Avem în față un adversar de level 12. Trimitem Hog-ul. Dar de multe ori acești adversari mai mici în level sunt mai periculoși. Ok, dăm și un Eros acolo. Scăpăm de prințesă, mă așteptam să pună ceva trupe mici. Și scapă de hit. Nu reușim să-l atingem cu mini P.E.K.K.A. Și în continuare scorul este destul de strâns. O să începem acum cu arcașele din spate. Bun, Valkyra cu Hog și n-avem Eros din spate. Scăpăm aici de Hog. Și mini P.E.K.K.A-ul. Ar fi trebuit să dau un Eros mai degrabă. Da, greșim aici. Ar fi trebuit să dăm Erosul. Ok, am pus schelet în armii. Îmi scoate arcașele și probabil turnul. Nu, dar luăm damage destul de mult. Punem Valkyra aici. Uitim și Hog-ul și probabil va pune Minion, da. Minion Horde-ul pe care îl scoatem cu Eros. Și reușim să-i doborâm primul turn. O să dăm și Erosul. Da, din păcate nu rămâne în viață din P.E.K.K.A. Fi avut nevoie de el acolo pe tur. Poate chiar ar fi reușit să-l dărâme. Punem arcașele. Ok.
Probabil va da din nou Heroes, dacă... dacă are. Și aici ar trebui să obținem victoria sau să pierdem. Pierdem, dar nici victoria nu o obținem. Suntem Valkyra. Ok, cred că are rus. Da, și pierdem din păcate acest match. Cu puțin atenție puteam obține și aici o victorie. Bun. Haideți să mergem la cărți acum. Băi, nu avem cărți de maxat, dar am reușit să strâng cărțile necesare pentru a duce la level 12 aceste două legendare. Și vedem că beneficiem de această ofertă, care mai este disponibilă doar câteva zile. Așa că dăm rapid apoi la cărți. Și avem și Star Points, cu care vreau să maxăm de fapt, să golduim o carte, pentru că nu avem încă suficiente puncte pentru două. Nu știu care va fi. O să alegem acum una la întâmplare. O să iau una care are 3 stele. Și o să luăm acest Magic Archer, pentru că este legendară, are și 3 stele. Și o să o ducem la level 2. Și rămânem cu 5444 de Star Points, încă vreo 2000 ceva și vom putea maxa sau goldui încă una la Star Level 2. Bun, cam atât cu episodul de azi, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!